Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi filmez cu Bogdan. Salut! Salut. După cum voi mi-ați cerut în fiecare comentariu, la fiecare videoclip, fă videoclipuri cu Bogdan, vrem pe Bogdan pe canal. Uite, astăzi, aici. Am venit. Astăzi filmăm challenge cu Bogdan. Pentru că am venit, vreau să văd butonul de like, albastru vreau să-l văd. Să-l apăsați lumea like. Cât mai mulți, număr cât mai mare. Deci atent, eu mă uit la vlogul ăsta, când îl pui tu, mă uit după 3 zile, vreau să văd 4.000 de like-uri. În 3 zile, 4K. Băi, în 3 zile, 4.000. Aveți grijă ca să mai apară, ca să mai apară la videoclipurile mele pe canal, trebuie să facem 4.000 de like-uri cel puțin. Da, mă, deci ce facem? Ce alegi dintre, da? Doar că tu ai mai făcut unul pe canal. Dăm drumul la partea a doua, la ce alegi dintre, pentru că a fost cel mai vizionat videoclip pe canalul meu, da. Și unul dintre cele mai apreciate videoclipuri și am și spus acolo că o să fac partea a doua, da, dacă o să fie bine. Doar că de data asta o să facem ce alegi dintre Instagram Edition, pentru că Instagram are un filtru care te pune să alegi. Păi uite un exemplu. Să miroșea pește mort sau a ouă clocite. Pește mort. Pește. De... ouă clocite și cu... Mă rog, asta e ca un exemplu așa. Ca să vedeți voi care e filtru și cum funcționează. Înainte să dăm drumul la acest videoclip să ne folosim de acest filtru, v-aș ruga tare mult să intrați în descriere, aveți acolo linkurile de la Instagram și Facebook și nu uitați înainte să ieșiți de pe canal să vă abonați, pentru că e foarte important și apăsați pe clopoțel să primiți notificări atunci când postez videoclip nou. Băi, dar ți-l pui numai tu, așa faci de 1000 de ori. Ne. Și tot aia răspunde. E aceeași, nu, ideea e că... Da. Trebuie să ne folosim unul dintre noi deci fața. Ce întrebări pune el sau ce? Ca să vedem ce spune filtru. Și prima întrebare, ce alegi între a fi tras de păr, așa, sau să fii zgâriat pe spate în momentul în care te iubești cu persoana dragă? Să fiu zgâriat pe spate mai bine, că nu prea îmi place mie cu părul așa. Mă ia nervi pe mine. Bine, acum dacă faci așa ușor pe părul meu, e altceva, dar a zis tras de păr și nu. Nu, tras de păr așa brutal. Da, mă, nu, asta cum îi spune cu unghii pe spate. Dar nici chiar așa luat în bătaie de joc, că după aia tot mă enervez. Nu se vadă rinichii. O leacă așa. Îmi scoate vreo coastă. Ce alegi dintre a-ți turna cel mai bun prieten și să se ducă la pușcărie el, sau să minți și să te duci tu la pușcărie în locul lui? Hai, că asta nu o face nimeni, zic eu. Nu cred. Nu. Doar dacă ești vinovat, cu adevărat, dacă ești vinovat și cade vina pe el, ar fi bine să recunoști. Să recunoști, da, așa. Da, la pușcărie îți dai seama. Deci varianta numărul 1, se ducă la pușcărie dacă a greșit. Tu la fel, nu? Da. Băi, ca să știu. Ce ai alege dintre a fi un actor faimos sau un youtuber faimos? Bine, e diferență, nu e chiar așa. De a fi, eu ți-aș răspunde primul să fiu un youtuber faimos, că pe YouTube parcă ai o leacă libertatea mai mare de a face orice vrei tu, când vrei tu, cum vrei tu. Da, da, bine, da, și cu anumite restricții. Aș vrea să rămân youtuber, ce sunt și acum. Nu știu dacă m-aș percepe să fiu actor. Sunt tot youtuber. Normal, acum am plecat pe drumul ăsta, ce fac? Mă întorc, mă duc la actorii. Ce ai alege dintre a fi o toaletă tot restul vieții sau să fii hârtie igienică tot restul vieții? Toaletă, hârtie. Eu gândesc puțin bonlap. Ca hârtie, dacă o iei, te folosești și te arunc. Dacă toaletă, rămân în casa omului mult și bine. Următoarea întrebare de la Instagram. Ce ai alege dintre a-ți pierde un picior sau o mână? O mână, frate. Vreau să merg normal, vreau să mă dau cu piciorul într-o mingi, cred că vreau să alerg. Da, nu, cred că aș alege să pierd o mână pe picioare mele. De preferabil ar fi niciuna, dar trebuie să alegem ceva. Ia dă-mă să vă mie. Ce ai alege dintre a fi păros toată viața ta sau să fii complet chel? Păr oricum am peste tot. Ce ai alege dintre acestea? N-am deloc. Păi și cu barba ta ce faci, de exemplu? Asta este. Să învăța lumea cu fața mea fără barbă. Eu cred că aș vrea să am păr, că aș putea să-l dau jos lejer și să-l fac cum vreau eu. Ia să vedem următoarea întrebare. Ce ai alege dintre a fi orb sau mut pe tot restul vieții? Eu vreau să fiu mut, frate. N-aș putea să trăiesc fără să văd nimic. Clar. E prea frumoasă viața. Băi, să stai așa, imaginează, faci așa o leacă 5 secunde. Să-ți dai seama că stai așa pe întuneric în continuu. Nimic. Peisaj, nebunie, o bucată de... Aha! O culoare. O formă. O formă o simți, dar de văzut când... Da, dar trebuie să mai și vezi degeaba, frate, vezi frumusețe. Ce alegi dintre a crea istorie, sau a șterge? De a crea istorie, dar trebuie să fii tâmpit să zici și să ștergi. Ia să vedem acum ar fi pe elementul tău. Ia. Yeah. Ce alegi dintre a urmări un fost iubit, adică să-l urmărești în continuu? Iubită, frate, nu iubit, nu-s gay. Sau să-ți urmărești crush-ul tău. Crash-ul, frate. Crash-ul, da, da. Tu? Normal, ce treabă mai întorc eu în trecut, da, ca să ce să văd? Ia să vedem. Ce ți-ai alege dintre a fi pentru totdeauna singur sau a fi întotdeauna înconjurat de oameni enervanți? Nu, și de oameni enervanți. Le f*** de
capace că nu mai nervează. Nu, dar stai singur, o e în depresie, o e în nebunie, așa mai vezi de unul, mai râzi de unul. Trebuie să fii ceva bun, să vezi ceva într-un. Cea mai grea boală cred că e singurătate. Ce ai alege dintre a nu sărbători niciodată Crăciunul sau a nu sărbători niciodată ziua ta de naștere? Să nu sărbătoresc niciodată ziua mea de naștere. Să sărbătoresc Crăciunul, că e sărbătoarea mea preferată și în timpul meu preferat. Și oricum, când vine ziua mea și știu că îmi împlinesc anii sau așa... Când trece timpul, atunci realizezi. Mie mi se pare un lucru trist, deși n-ar trebui să fie așa, dar pe mine mă întristează când văd atunci. De asta zic și eu la fel, aleg să nu sărbătoresc niciodată ziua de naștere, pentru că mi se pare mai ca lumea sărbătoarea Crăciunului. Eu niciodată nu... Și pe lângă asta... Mă bucur că sunt sănătos, mulțumesc Dumnezeu, dar alții săraci. Dar trece timpul, realizezi că trece timpul, da, așa. Da, asta zic și nu... 24, 25, 27, 29... Ce alege dintre a fi capabil să-ți vezi viitorul sau să-ți retrăiești trecutul? Bă, viitorul. Bă, dar e urât. Și să mai caut eu în trecut, că nu înțeleg. Dacă am trecut toată pănele și așa trebuia să fie, ce să mai caut încă o dată, că nu înțeleg. Da. Într-adevăr. Nu, eu așa gândesc. Păi așa e, nu că așa. Ca să știu, ia să văd ce se întâmplă peste 5 ani. Și dacă ajungi tu peste 5 ani și stai cu alea pe un carton în fața porții și nu mai e casa ta și nu mai e nimic. Asta este, frate, înseamnă că așa trebuie să fii și așa e faină, cursul vieții. Dar trebuie să faci ceva ca să nu ajungi așa. Vreau să știu, ca să mă feresc. Să fac ceva să nu ajung așa. Corect, vezi, abia aici e corect. Ca să ajungi să te uiți în viitor, ca să știi cum gândești treaba, pas cu pas. Aia zic. Și ultima dată când mai punem filtrul ăsta este ce ai alege dintre a fi mușcat de un paianjen, pișcat de un paianjen sau mușcat de un șarpe. Ba, nu, să fiu de paianjen, de șarpe mi-e frică de mor. Și mie mi-e frică am de mor. Deja că mi-ai adus un șarpe. Dar acum nu o zic că mi-s dragi paianjenii, că dacă văd unul mai de dimensiuni mari. Da, dar nu știu, nu am aceeași frică. Adică dacă mă pui să iau un șarpe în mână sau să iau un paianjen, mai bine iau un paianjen. Dar și mie mi-e frică tare de șel. Dar nu știu, am o boală așa. Acolo, stai, da, în două ori paianjen. Nu. 100% paianjen pentru că șerpii sunt urâți, dar de tot. Yeah. Bun, ăsta a fost și videoclipul nostru. Dacă v-a plăcut, apăsați butonul de like și dacă apăsați butonul de like, o să-l mai vedeți și pe Bogdan pe canalul nostru. 4.000 de like-uri. Dați pe subscribe, pe clopoțel, pe Instagram în descriere, puneți clipul la story, dați-i tag-ul Danu să vă reposteze pe story. Vă mulțumesc pentru toată susținerea de care dați dovadă. Înainte să părăsiți videoclipul, intrați în descriere și urmăriți acolo pentru că aveți link-urile de la Instagram și Facebook. Abonați-vă la canalul de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când postez videoclipurile noi. Lăsați-mi în comentarii ce ați fi ales voi în locul nostru și ce v-ar fi plăcut cel mai mult. Puneți acest videoclip la story și dați-mi tag, o să vă repostez pe pagina mea de Instagram. Până data viitoare, ăsta a fost videoclipul nostru. Pa! Salut!